Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre o doamnă drăguță și harnică care ne poate ajuta să avem un sol sănătos, plante sănătoase și recolte bogate. Această doamnă se numește Trichoderma. De multe ori am fost întrebată ce este Trichoderma, dar și de multe ori am vorbit despre această minunată doamnă atunci când era vorba despre tratamente pe care le efectuăm pentru plantele noastre pe parcursul sezonului. Așadar, astăzi vom vorbi despre Trichoderma și vom vorbi despre câteva metode de a folosi Trichoderma în grădină și vom vedea cu siguranță care sunt efectele folosirii acesteia și care sunt avantajele pe care le putem obține dacă o folosim. Între timp, puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Trichoderma este o microciupercă saprofită care se hrănește cu resturile vegetale sau cu animale moarte. Ea transformă substanțe organice în substanțe anorganice. Ea poate intra în simbioză cu rădăcinile plantelor, ea poate trăi pe rădăcini, adică, dacă mai țineți minte când am vorbit despre micoriză, ea formează micoriză și atunci rădăcinile plantelor se măresc datorită acestei micorize, adică aceste simbioze între rădăcina plante și această minunată ciupercă, și plantele automat au o suprafață de absorpție mai mare, automat planta se hrănește mai bine, poate consuma mai multă apă, poate consuma mai mulți nutrienți, adică exact cât îi trebuie, și datorită acestui fapt, planta va fi mai bine dezvoltată, mai sănătoasă și recolta va fi mai bogată. Acesta este un lucru. Al doilea lucru este că Trichoderma ajută la combaterea bolilor și unele specii de Trichoderma ajută la combaterea nematozilor. Acum vom vorbi despre boli. Aproape toate bolile cunoscute, bolile plantelor cunoscute, pot fi combătute cu ajutorul Trichodermei. Trichoderma se poate folosi atât radicular cât și foliar. Dacă vorbim de mană, mana roșiilor, mana cartofilor, mana ardeilor, mana castraveților. De asemenea, fuzarioza. Am vorbit de foarte multe ori despre fuzarioza anul acesta, pentru că se pare că a fost un an sensibil. Plantele s-au îmbolnăvit, mulți grădinari s-au plâns de această problemă. Iată că Trichoderma poate combate și această boală. Și, de asemenea, alternarioză, rizoctonioză, beșicare la piersici, alte boli, de asemenea la pomi, la legume și la alte plante, și de asemenea plantele decorative se pot trata cu Trichoderma, și în cazul acesta, dacă o vom folosi corect, atunci plantele nu se vor îmbolnăvi de aceste boli. Cum putem folosi Trichoderma? În primul rând, începem cu tratarea semințelor. Semințele tratate cu Trichoderma, din aceste semințe vor ieși plante sănătoase și cu imunitate puternică. Cum se tratează semințele cu Trichoderma? Acest lucru îl găsiți pe ambalaj, pentru că depinde de producător, depinde de produs pe care îl aveți. Dacă este în formă lichidă sau formă uscată, cum se prepară soluția? De foarte multe ori am fost întrebată despre acest lucru. Nu vă pot răspunde la această întrebare dacă nu știu despre ce preparat este vorba. Dacă aveți dubii, dacă nu găsiți toate informațiile pe ambalaj, intrați pe site-ul producătorului sau pe site-ul distribuitorului și căutați acolo toate informațiile necesare. Acolo cu siguranță le veți găsi. De regulă, eu când folosesc produse pe bază de Trichoderma, eu fac o soluție exact cum este scris pe ambalaj și țin semințele mele înmuiate în această soluție, da, timp de jumătate de oră, o oră, și pe urmă efectuez însămânțarea. Apoi, în al doilea stadiu în care se poate folosi Trichoderma, al doilea stadiu este stadiul de răsad. În stadiul de răsad, Trichoderma se poate folosi, eu de exemplu o folosesc de două ori. Odată când plantele mele sunt transplantate prima dată dintr-un recipient mic într-un recipient mai mare, despre aceste lucruri am mai vorbit atunci când era vorba de răsaduri, și atunci când plantele au peste 2 săptămâni, da, în jur de 3-4 săptămâni, și a doua oară le ud cu soluție de Trichoderma înainte de transplantare, cu o săptămână înainte de transplantare în grădină. Cu ce ne ajută această procedură dacă udăm plantele noastre cu biopreparate pe bază de Trichoderma? Trichoderma va ajunge în
acel substrat în care cresc răsadurile noastre va intra în simbioză cu rădăcinile plantelor. Automat, plantele se vor dezvolta foarte bine, rădăcinile, sistemul radicular va fi foarte bine dezvoltat, plantele vor fi mult mai bine dezvoltate decât acele plante care nu sunt tratate cu tricoderma și, automat, plantele vor avea imunitate proprie mult mai puternică decât ar avea în mod natural. Iată care sunt avantajele folosirii tricodermei în perioada de răsat prin udarea răsadurilor noastre. Dacă procedați așa, puteți să o dați de două ori așa cum fac și eu și este de ajuns. Și pe urmă puteți să mai stropiți și pe frunze în perioada de răsat, dar aveți grijă că după vârsta de 2-3 săptămâni puteți să stropiți, de exemplu, o dată la 10 sau la 14 zile răsadurile dumneavoastră și foliar atunci nu este nicio problemă și așa se poate aplica. Dar cel mai bine trebuie, când vorbim de plantele noastre în stadiu de răsat, cel mai bine este să aplicăm produse pe bază de tricodermă, anume radicular. Pentru că atunci planta este la început, ea începe să-și dezvolte sistemul radicular și dacă intervenim cu tricodermă, acest lucru va ajuta foarte mult la dezvoltarea plantei în general și de asemenea la formarea imunității plantei. Apoi, după transplantarea plantelor, după transplantarea răsadurilor în grădină, de asemenea, continuăm să aplicăm tricodermă. O putem aplica atât radicular cât și foliar. Radicular putem să o aplicăm de 2, 3, 4 ori pe sezon, adică putem să o aplicăm, de exemplu, o dată pe lună, așa procedez și eu. Iar dacă o aplicăm foliar, atunci ea se aplică o dată la 10-14 zile. Și în cazul acesta, ce putem trata cu tricodermă, dacă vorbim despre tratamente foliare? Putem trata absolut toate plantele, fără restricții, dacă vorbim de grădină cu legume. De asemenea, putem trata absolut toate florile și absolut toți pomii. Putem trata cu aceeași soluție de lucru. De asemenea, soluția de lucru se prepară în funcție de ce scrie pe ambalaj. Atunci când cumpărăm biopreparate pe baza de tricodermă, acestea pot fi sub formă lichidă sau sub formă uscată. Dacă avem sub formă lichidă, ne uităm câți mililitri de biopreparat avem nevoie la 10 litri de apă, de exemplu, și le folosim. Se întâmplă să avem aceste cantități, de exemplu, câți litri de soluție, de produs avem nevoie pentru un hectar. Dar în același timp scrie și câți litri de apă se folosesc. Acolo trebuie să vă uitați. De multe ori am fost întrebată de acest lucru și atunci facem niște calcule matematice care sunt foarte simple. Dacă, de exemplu, scrie un litru de soluție la 500 de litri de apă per un hectar, atunci lucrăm doar cu litri de apă și de soluție și așa le transformăm în mililitri și în ce ne mai trebuie pentru calculele noastre, așa ca să ne fie mai ușor. Dacă, de exemplu, observăm că plantele noastre deja s-au îmbolnăvit. Dacă observăm primele semne de mană, primele semne de fuzarioză sau de alte boli, atunci folosim tricoderma o dată la 2-3 zile și repetăm aceste tratamente de 3-4 ori până când observăm că frunze noi, dacă vorbim de mană, de exemplu, ele sunt deja curate, pentru că frunzele care au fost deja afectate, ele nu își vor mai reveni niciodată, nu vor mai fi verzi. Da? Dacă frunza este maro sau cu pată galbenă, e așa, va rămâne. Trebuie să urmărim acele frunze care sunt noi. Acest lucru se vede cel mai bine la castraveți, pentru că dacă ați observat, dacă castraveții au mană, mană vine de jos și apoi urmărim vârful plantei și din vârf frunzele cresc foarte repede și dacă frunzele care sunt din vârful plantei, ele sunt sănătoase și verzi, asta înseamnă că deja planta s-a vindecat și putem să revenim la tratamente normale odată la 10-14 zile. De ce este atât de bine să folosim tricodermă? Pentru că o putem folosi inclusiv în perioada în care recoltăm fructe și legume. O putem folosi, de exemplu, când recoltăm roșii, castraveți, vinete și alte legume. Este foarte bine pentru că atunci când folosim substanțe chimice, știți că există acea perioadă de așteptare și de foarte multe ori această perioadă este foarte lungă. Chiar dacă nu folosesc și nu vă recomand să folosiți produse chimice, dacă totuși le folosiți, vă recomand din tot sufletul să citiți cu atenție, mai ales acea perioadă de așteptare, câte zile trebuie să așteptați de la stropire până în momentul în care puteți să consumați acele fructe sau legume. Când vorbim de tricodermă, astăzi am stropit
plantele noastre și în aceeași zi putem să consumăm fructe sau legume, le spălăm în mod normal și le consumăm. Acest lucru este nemaipomenit. Următoarea modalitate de a folosi Trichoderma este să tratăm solul. Solul se poate trata primăvară și toamnă, adică primăvară când solul deja s-a încălzit și are de la 8-10 grade în sus și toamnă de asemenea, până când solul se răcește, până la această temperatură, da? Să nu așteptăm ultima clipă, până în ultima clipă să curățăm grădinile noastre, ne grăbim puțin dacă dorim să tratăm solul cu Trichoderma. Și atunci, cu siguranță se recomandă, dacă folosim Trichoderma pentru tratarea solului, solul trebuie să conțină multă organică. Dacă am folosit compost sau mulci sau bălegar foarte bine descompus, ca Trichoderma să nu moară de foame, ca ea să lucreze în continuare și să transforme aceste resturi vegetale. Dacă avem mulci sau dacă avem, de exemplu, bălegar foarte bine descompus, ca ea să transforme direct aceste ingrediente în compost direct la noi pe straturi și în anul următor plantele noastre vor avea pregătită mâncarea care deja o să le aștepte acolo pe straturi. Acest lucru este nemaipomenit. Și trebuie să știm că Trichoderma acționează la temperatură de la 8-10 grade până la 35 de grade. Acest lucru este important dacă vorbim de toamnă, primăvară sau dacă vorbim de vară. Biopreparatele pe bază de Trichoderma nu se folosesc atunci când este soare, când este foarte cald. Trebuie să așteptăm, ea se aplică ori dimineața, ori seara, ori atunci când este înnorat afară și când știm cu siguranță că soarele nu va ieși în ziua respectivă sau cel puțin până când frunzele plantelor tratate nu se vor usca. Și încă o modalitate de a folosi Trichoderma, aici avem 2 în 1, tratăm ori compostul, ori mulciul. Dacă tratăm mulciul cu Trichoderma, atunci acesta se va transforma mai repede în compost direct la noi pe straturi, adică acest lucru se poate efectua atât primăvara cât și toamna, adică de exemplu acum toamna am curățat grădina de resturile vegetale, a rămas doar mulci, și acum putem să tratăm mulciul nostru cu Trichoderma și în același timp se va trata și solul. Și dacă tratăm compostul nostru cu Trichoderma, ea în primul rând va ajuta resturile vegetale să se descompună mai repede și în al doilea rând putem să punem pe compost inclusiv resturi de plante bolnave. Dacă ați avut roșii bolnave, castraveți, ardei, vinete și așa mai departe, puteți să le puneți pe compost și tratați compostul dumneavoastră cu Trichoderma și ea va ajuta și pentru descompunerea resturilor vegetale și pentru tratarea eventualelor boli care pot fi prezente pe acele resturi. Dragi prieteni, a ieșit un video, cred că destul de lung, așa că vă mulțumesc că ați avut răbdare să ajungeți până în acest moment. Cei care ați ajuns până în acest moment, felicitările mele! Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și cu sugestii. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!